Am crescut cu TVR-ul acasă și îi sunt recunoscătoare și mă închin părintelui meu pentru că a știut să-mi urmeze acest vis, această pasiune după ce am plecat de acolo, de pe malul Prutului, 40 de kilometri de lângă Prut. M-a dat tata la un liceu românesc, a vrut tot timpul să fac școală românească, să învăț carte românească pentru că așa i-a zis bunicu. Bunicu i-a zis, am făcut 4 clase la români, dar bune. Îmi place TVR-ul, respir cu TVR. Și știi de ce? Pentru că TVR-ul, și nu e o banalitate ce voi spune acum, nu este pur și simplu a doua casă. Eu chiar mă regăsesc aici, eu chiar mă relaxez. E plăcerea meseriei, de a-mi exercita meseria, de a face ceva care îmi place, de a pune suflet. TVR-ul nu este pur și simplu o televiziune. TVR-ul este un pilon identitar pentru neamul românesc. Asta trebuie să rămână în urma noastră. Asta trebuie să facă TVR-ul, să ne explice, să ne ajute, să știm permanent cine suntem. Dacă TVR-ul ar fi o persoană și ar avea 65 de ani, îți dai seama ce domn ar fi la 65 de ani? Aș merge și aș duce cartea soțului meu, Dan Dungaciu, Cine suntem noi? Asta aș face. Și aș spune mulțumesc, TVR, te iubesc, mulțumesc, te venerez și aș vrea să-mi lași un autograf pe această carte.